Radu și astăzi v-am regăsit la o nouă serie de Game Survival Solo cu X Game Leo. Păi, hai să o facem. Îmi spawn-a fix. Deci fix aici, deci eu aici o să fac. Cu zăpadă. Sunt fulgere, dar dacă te merești un fulger, mori instant. Ați văzut că când nu ești pe zăpadă și te lovește un fulger, îți ia din viață. Ai arzi, da. Când ești aici, mori instant. Că, cum să zic, fulgerele sunt mai puternice aici. Sunt mai rare aici. Că, chiar când am început seria, m-a dat... pentuneric și era o grămadă de fulgere pe acolo, nu? Și ploua și erau numai fulgere, pium, 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 pium. Deci pe aici doar un fulger, cred că la un minut va apărea un fulger. Și am fugit aici, unde e zăpadă. Ok, hai să facem caz. Așa, așa. Nu-i problema, acum cred că o să fac casa. Dacă vă place casa, nu uitați să apăsați, dacă vreți, o vreți, vă uitați la videoclip. Puteți să mă copiați, nu-i bai. Puteți să-mi luați numele, puteți să-mi copiați numele. Bai. Facem așa. Că înainte să o fac pe YouTube, numai așa facem eu casele. Îmi place-o extrem de mult. Să țin. Așa. Și aici va fi un fel de terasă, că până aici, uitați, până aici, deci așa, va fi casa. Și aici va fi un fel de terasă. A, dar mai întâi parchetul ăla. Așa mai întâi, să o folosesc pe asta și pe asta și hai să mai luăm. Ok, casa nu o să fie mare, o să fie destul de mică. Dacă o să vreau să fie mare de tot, fac un etaj cu un etaj și în plus o să mai fac și un beci. Acum folosim numai lemnul, că ne trebuie pentru casă. Mai au trecut 4 minute, tipul trece repede, nu înțeleg de ce. Și acum o să vină un spider de la panorama. Stai, înseamnă că e copac, bă, ce prost n-am fost și putem să facem ca să fac. Ați văzut și voi, a căzut singur, în fine. Versiunea mea este 0.15, ați văzut și voi în celelalte videoclipuri multiplayer.
O să mai fac videoclipuri mult timp PvP. Că să fac un o să-i spun, să-mi iau și versiunea 0.13, că are un prieten server de mult timp pe 0.13. Da, ați auzit bine, server de Minecraft Pocket Edition, nu doar de calculator. Partea nașpa e că este de 0.13 și nu de 0.15 sau 0.14, nu e nicio diferență. Asta e singura parte nașpa, zic eu. Cum a... Păi mi-a mai trecut un minuțel. Prechindel. Așa. Mă, e fantazii de vineri. Am școală. Da, școală, fai de capul meu. Și verifere mea asta acasă. Că-i bebeluș. Ce ciubam pe ea. Și pe mătușii mea. Și pe unchii mei, și pe laine. Tot stau acasă mai lucru. Dacă vreți să întrebați, da, am părinți, dar maică-mea e la muncă în Constanța și taică-mea eu... parcă e parcă a plecat și mereu nu mă sună, adică eu sunt aici în cumpăna și când vreau să mă sune, am spus maică-mea să mă sune de fiecare dată când pleacă la timp, taică-mea e un voiaj, el lucrează pe vapor, așa. I-am spus mai zău, mami, sună-mă, sună-mă când pleacă tati. Și îmi doare în cur. Ce-mi zis eu? Adică, tot pentru un bip să vorbesc cu taică-mi, o să... Eu primor încă n-am minute. Filmez, dar... unul după aia pe YouTube. E Sfântă zi de vine și cred că o să le pun sâmbătă. Mâine, adică. Sau duminică. Dacă ziceți de ce e așa mare lagul. Lagul e din cauza că... așa cum vin moștri. Noi bai. Noi bai. Ha? Facem o pașoacă. Cred că o să pun pauză. Să mai strâng lemn, după aia o să continuăm. Ok. Păi, așteptați.